opiniei publice, prin dumneavoastră, aceste 6 noi săli de operații ultramoderne pe care le dăm în folosul cetățenilor. Tocmai de asta n-am făcut o inaugurare oficială, ci o să o facem în momentul când se vor termina și etapele 2, 3 și sterilizarea. Exact cum v-a spus și domnul dr. Iculescu, fostul manager, doamna dr. Delia Râșnodanu, managerul interimar, doamna dr. Alina Neacșu. Toată echipa a muncit la acest proiect și sperăm să-l finalizăm cât mai repede în forma lui finală. Le-ați văzut și dumneavoastră, săli ultra-performante. Suntem foarte avansați cu etapa a treia, din câte am înțeles eu. Încercăm, sper ca până la sfârșitul anului, să achiziționăm și aparatura, să facem iar o nouă prezentare, iar partea de sterilizare și partea de etapa a doua, ultimele două săli de operații, constructorul deja este pe amplasament și începe să efectiv să lucreze. Deci, sperăm ca acest proiect să finalizăm până în primăvara anului următor, astfel încât cetățenii Brăilei și, de ce nu, și ceilalți care vin să se opereze la Brăila, să beneficieze de condiții excepționale în sălile de operații. Suntem, să spunem așa, pe ultimii 50 de metri, cu tot ce înseamnă curățenie și tot ce trebuie refăcut în secția ATI, care se leagă foarte bine cu aceste săli noi de operații care le-am dat în folosință astăzi. Este tot efortul întregii echipe. Eu vreau să mulțumesc cu toate râpirile de rigoare și cu constructorul și cu legislația și cu întârzierile. Începem încet încet să ne mișcăm și iată că un proiect care e început de câțiva ani de zile, prinde contur și este în folosul Brăilenilor. Deci, lucrurile încet, încet, încep să se miște pe Spitalul Județean. E păcat că ar trebui să, nu știu, să suportăm acești ani toate șicanările și cu constructorul și cu alți oameni care, vrute, nevrute, pe legislație, au pus piedică acestei investiții.